Primii refugiați din Ucraina au ajuns deja în satul Speranței, aflat la Rădăuți. Vorbim despre 60 de case modulare, mobilate și utilate complet. Refugiații nu vor suporta nicio cheltuială în satul Speranței și vor avea parte de 3 mese pe zi. Нас четверо. Ну, нас четверо. І ти мій великий? Ні. Це побільше. Ні. Господи, хай цей мій мари. Visul a devenit realitate. Satul Speranței, un proiect Antena 3 și Fundația Mereu Aproape, în parteneriat cu IGSU, a prins viață pentru refugiații din Ucraina. Satul a fost racordat la curent electric, iar primele familii de refugiați se vor muta în această dimineață în locuințele modulare. Adăpostul se află la câțiva kilometri de granița cu Ucraina. Chiar în aceste momente se lucrează pentru racordarea la curent a satului și în câteva ore se vor termina aceste lucrări, așadar primii refugiați se vor putea muta aici. Cele 60 de locuințe modulare pot oferi adăpost pentru aproximativ 240 de persoane. Я бачила, ставлять будиночки, їх з кожним днем їх кількість зростає. Їх вже там стоять ліжка, стоять столи, вже постелили матраси з подушками. Ми це бачили, чекаємо. В Україні залишилася моя сім'я, там мої батьки, моя робота, на яку я хочу повернутись. Ei așteaptă cu nerăbdare, merg în fiecare zi și se uită să vadă când e gata, ca ei să se mute acolo în căsuțele făcute pentru ei. Acolo a rămas fiul lui și nepotul lui, care s-au retras mai aproape de granița cu România și vor vedea, dacă este nevoie, vor veni și ei încoace într-o țară unde este pace. Ea mai are încă 2 copii care au rămas acolo și soțul ei care e în armată. Și în zonă la ei este centru atomic și acolo au bombardat. Este greu pentru că băiatul ei și soțul ei îs în câmpul războiului. Voluntari din toată țara s-au mobilizat și au oferit o mână de ajutor pentru ca acest proiect să prindă viață. Satul va avea și un centru destinat copiilor, dotat pentru activități educative și de recreere. Văzând în mass media care este drama cetățenilor din Ucraina, văzând efectiv miile de cetățeni ucrainieni care se refugiază la noi în țară, văzând colegii mei de la alte inspectorate, atât polițiști cât și pompieri sau voluntari smurți, că vin, ajută în zonă, am hotărât să vin și eu. Nu puteam să stau deoparte. Suntem 15 voluntari, la câte 3 echipe, 5 pe echipă, și sunt 3 zone în care facem voluntariatul, practicăm. În vamă, în tabăra Siret și aici, la Rădăuți. Pasiunea de a ajuta oameni, indiferent de orice, îmi place să ajut. Îmi place mulțumirea oamenilor, bucuria de pe fața oamenilor când îi ajuți. Și înseamnă enorm, enorm de mult. Încă de la începutul campaniei, dumneavoastră ați fost alături de noi și implicit alături de cei năpăstuiți. Puteți face asta în continuare donând în conturile afișate pe ecran sau puteți trimite SMS la 8831 cu textul Satul Speranței pentru a dona 2 euro. 2 euro pentru zâmbetul unui copil sau al unei mame. 2 euro pentru un somn liniștit.